La soare te puteai uita, dar la el, ba, bine ați revenit la mobilisimo.ro cu un nou unboxing de selfie phone. Vivo V23 5G vine după Vivo V21 5G, care a fost în mod clar selfie phone-ul anului 2021. Cel mai bun la capitolul ăsta. Acum a venit succesorul său cu o cutie specială și un mesaj special de la cei de la Vivo. Hai să vedem. Ni se recomandă să highlight yourself, gen definește-te, sublinează-te. Uh, prezintă folosind camera duală selfie Vedem aici o grămadă de detalii Avem o cameră principală selfie de 50 de megapixeli Avem un finisaj uh, roz portocaliu sau albastru deschis Spatele schimbă culoare, avem un telefon cameleonic Și poți chiar să-i aplici niște modele Odată ce-l expui la lumină UV O să vă arăt imediat treaba asta Nu de alta, dar cei de la Vivo mi-au oferit și o lanternă UV Ca să facem aceași mecherie cu schimbarea culorii spatelui am aici și niște bombonele. În cazul în care erați curioși, scrie pe ele Leonidas și Gianduia. Gianduia este o ciocolată, este o cremă inventată de italieni pe vremea lui Napoleon. Pe tot eram în perioada Paștelui când a ajuns telefonul ăsta la noi. Și mai am aici și o invitație la Selfie Museum. Nu știu dacă știți, dar avem așa ceva în București. Este un muzeu al selfie-urilor unde te duci să-ți faci poze din acelea în care Pare că tu stai pe tavan sau pare că își le încoceașcă imensa de cafea și alte chestii de astea de le vezi pe Instagram la prietenele tale influencerițe. Ăsta e telefonul, asta e cutia lui Vivo V23. Până acum a fost cutia pentru presă, cea aurie care fură privirea. Din fericire, am varianta aurie a telefonului care capătă o tentă verzuie în anumite unghiuri, gradient. E, ultraviolete își schimbă complet culoarea așa cum o să vă arăt imediat. Rama asta plată roz, mi amintește de iPhone 12 și 13, iar telefonul ăsta are următoarele date. Se încarcă la 44W, de are ecran AMOLED, în același timp este foarte ușor, are cameră triplă în spate și cameră duală în față cu două blițuri foarte puternice. Filmează 4K și cu camera din față și cu cea din spate și varianta asta cu 12GB de RAM, 256GB de stocare este 2999 de lei la EMAG. Telefonul e deja setat, l-am pornit acum și în minutul următoare facem acel truc magic cu UV-ul. Vă spun mai multe despre camera sa, despre dotările de la interior și ce înseamnă acel Funtouch OS aplicat peste Android 12. Acestea fiind zise, avem lucruri de făcut și ciocolată de mâncat, se dă în drumul. Da, știu, telefonul ăsta arată cool din față, dar hai să vă arăt ce poate spatele. Acum o să facem un fel de mic truc magic. Asta este sticlă, este o sticlă cameleonică, își schimbă culoarea. Acum este aurie, este un auriu special spre portocaliu, poate deveni albastru și o să vă arăt cum. În primul rând, puteți să îi aplicați voi un model. Eu o să folosesc aici o banală monedă. Dar voi puteți să puneți, spre exemplu, un decupaj din hârtie în formă de gheare de tigru și câte și mai câte. Cei de la Vivo mi-au oferit această mică lanternă cu UV și e momentul să punem niște ultraviolete aici. E de ajuns o expunere de 30 de secunde la ultraviolete pentru ca spatele ăsta să devină din auriu albastru. Și evident nu trebuie să aveți o lampă cu UV, cum am eu acum, e de ajuns lumina soarelui. Am pus și moneda acolo ca racord, dacă vreți, ca reper, ca să vedem vechea culoare și imediat și noua culoare. V-am zis, o să găsiți și pe internet diferite modele cu pattern pe care le puteți aplica pe spate încât să arate cât mai cool. Deja treaba asta indică un telefon foarte tineresc, personalizabil, dincolo de schimbarea de culoare. Vedeți? Acum s-a făcut verde albăstrui și v-am zis, în jur de 30 de secunde și ar trebui să fie gata. Ultraviolete, ăsta e secretul, Telefonul este fabricat din sticlă, are sticlă în spate, sticlă în față și o ramă din aluminiu. Sticla din față e ceva special. Nu are protecție Gorilla Glass, este o altfel de sticlă. Am înțeles că ar fi vorba despre o Shot Glass, Shot Sensation Up. Vorba despre litiu aluminiu silicat pentru protecție. Ok. Acestea fiind zise, s-a schimbat culoarea și acum trucul magic. Vedeți? Vechea culoare și noua culoare și în principiu o să-și revină în aproximativ câteva minute, ceva gen 3-5 minute, auriu înainte și verde albăstrui după, evident, gradientul o să mai schimbe din treaba asta. Bun, acum că am terminat cu aspectul ăsta de magie, hai să revenim la cutie pentru că este un unboxing și las telefonul aici ca să vedeți și voi în cât timp își revine la culoarea veche. În cutie găsim husa, transparentă și flexibilă, documentele, garanție, manual, toate cele. Aici ar trebui să fie o cheiță care oferă acces la sloturi. Când zic sloturi, două nanosimuri, nu avem microSD, lipsește, e un pachet de test, se mai pierde, dar în varianta comercială o să aveți, stați liniștiți. Ei, asta e o surpriză. În ziua de azi nu prea se mai oferă căști la pachet. Acestea au designul similar cu Apple EarPods, nu AirPods, ci EarPods, dacă mai ține minte cineva. Conector de 3,5 mm, ceea ce telefonul nu are, deci avem și un adaptor. Păi n-avem noi adaptor? Avem. Se conectează la portul USB-C 2.0 de jos și are și capătul ăsta pentru a conecta căștile. Și evident aici găsim și un cablu de la USB-C la USB-A, care se va duce direct la încărcătorul ăsta cu conector USB-A. Iar alimentarea se face până la 44W. de Bun, cred că am terminat unboxing-ul mai rapid decât s-a schimbat culoarea aici. Vedeți că începe să dispară nuanța asta albăstruie, se duce înapoi spre auriul cel promis. Eu sunt norocos că am versiunea aurie la test Mai este și una de culoare neagră Dar hai să revenim Sticlă în spate Sticlă în față Ramă plată Metalică între În stil iPhone 12 și 13 Cu o grosime surprinzătoare la modul bun 7,39 mm. Este un telefon ușor de 181 de grame În același timp stă foarte bine la capitolul priză Stă excelent în mână îl ajută cu siguranță rama sa plată Știu avem breton măcar este în gust și are o motivație de a fi aici, include două camere selfie puternice. Și flancându-le ar trebui să fie și niște blițuri foarte puternice aici care pot fi ținute aprinse, vorbim despre asta altă dată. Acum ne-am ocupat de design, este un telefon cu o construcție premium, materiale premium și spatele ăsta cameleonic care cu siguranță o să facă furori. Ecranul. Operăm aici pe baza unui display AMOLED, așa cum șade bine unui telefon high mid-range, 6,44 inci, rezoluție Full HD+, suport HDR10+, și un refresh rate de 90Hz, în caz că ca ai chef de niște gaming. Mai departe ne vom ocupa de interiorul telefonului și mai precis de procesor. Este un Mediatek Dimensity 920 de 6 nanometri. Un procesor octa-core găsit și pe Realme 9 Pro Plus și pe Redmi Note 11 Pro Plus. În afară de acest CPU de 6nm, avem aici o cantitate generoasă de RAM, 12GB de RAM LPDDR4X și 256GB de stocare UFS 2.2. În ce privește bateria, este una de 4200mAh care se încarcă la 44W. de La acustică, pe lângă căștile de mai devreme, primiți un speaker singular aici, ăsta este portul USB 2.0, aici avem microfon și aici avem SIM tray-ul Dual Nano SIM. Sus găsim un microfon și decupajele pentru antene. Știu că privit din profil, rama asta arată, seamănă destul de mult cu cea a unui iPhone. Nu putem să ne ascundem de treaba asta. Pentru securitate, avem un cititor de amprente optic integrat în ecran. Ați văzut șorcatul său, animația sa, iconul său pe ecran. Eu folosesc deblocare facială în acest moment ca să se miște lucrurile rapid. Pe partea de conectivitate, Vivo ne pune la dispoziție Wi-Fi 6, ceea ce înseamnă viteze ridicate, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo și 5G. Am ajuns și la camere și vedeta e cu siguranță camera duală frontală, dar eu o să încep cu cea din spate. Vreți dispunerea asta? Asta mi amintește de LG Velvet, dispunerea asta în forma de picătură mare la picătură mică. Revenind, camera triplă, vedeta este senzorul de 64 de megapixeli, care vine cu deschidere f1.9, face detection autofocus, apoi vine o cameră de 8 megapixeli ultra wide și una de 2 megapixeli macro, blitz dual LED, dacă nu chiar triplu LED din ce văd eu aici, plus filmare 4K la 30 de fps. E, lucrurile devin interesante în zona frontală, aici avem o cameră selfie principală de 50 de megapixeli, ceea ce nu-i puțin lucru, are și autofocalizare, în plus. Iar pe lângă camera asta de 50 de megapixeli, mai avem încă una ultra wide de 8 megapixeli cu captură la unghi de 105 grade. Și ghișce, și camera selfie filmează în 4K, 30 de FPS. Foarte rapid intrăm în interfața camerei unde nu ducem lipsă de opțiuni. Avem Live foto avem Mod Pro cu reglaj de expunere, balans de alb, ISO și alte cele. Double Exposure, panorama, timelapse, documente, high resolution, adică fotografii la rezoluție foarte ridicată, în principiu 64 de megapixeli, da, așa cum am zis. Apoi slow motion, sticker AR și dual view, adică faci simultan captură o camera din față și cea din spate. Captura video beneficiază de o extra stabilizare, ba chiar două moduri, stabilizare standard și stabilizare ultra. Avem modul foto aici, care include un mod special super macro. Atenție, e foarte bine ascuns. Eu am făcut întâi galeria de poze, apoi am uitat de modul ăsta și abia acasă mi-am amintit, așa că am făcut la muțunachi și flori capturi macro. Asta este modul Portrait, care include o grămadă de filtre și opțiuni, inclusiv unele care se recomandă să te joci cu lumina pentru a genera un efect de petrecere disco. Și aici avem încă o serie de inimioare și alte curciulițe și chestii care pot fi create din lumina din jurul tău. Plus aici efecte de frumusețare eu am păstrat pe original și mai e treaba asta care mă intrigă, Posture, Uh, teoretic ar trebui să fie postura modul în care stai la poză, dar n-am săpat foarte mult de treaba asta încă, o să vedem. Și de altfel, cred că nu e activată încă sau ceva de gen că îmi zice că n-am conexiune, dar am ceea ce mi se pare ciudat. Ia să vedem. Hmm, interesant. Îți face o recomandare despre moduri în care ai putea să stai și vedeți câte multe opțiuni sunt. Astea sunt posturile ideale pentru selfie-uri. foarte interesant. E așa cum era de așteptat. Este un telefon care se axează foarte mult pe selfie-uri și ca atare are foarte multe opțiuni în zona asta. Asta este Night Mode. Ok. Și acesta este doar vârful icebergului când vine vorba de opțiuni ale camerei și acele erau doar cele din uh, spate. Mai este și camera din față care v-am zis că are două suple blițuri aici. Ba chiar nu pot să mă abțin. Vreau să vă și alăt blițurile alea. Că sunt, iată, uite cât de puternice sunt blițurile astea. Chiar am simțit nevoia să vă arăt. Ok, acum despre software. Uh, avem de-a face aici cu un telefon care beneficiază de Android 12. Vine cu Fantouch OS 12 aplicat peste. Și pe lângă cei 12 GB de RAM, primește încă 4 GB. Este RAM din acela, prin metoda RAM Expansion. Este o extindere a RAM-ului. Treaba asta se întâmplă aici. Vedeți? Adăugați din memorie internă. Gamerii au parte de un mod special, este un Ultra Game Mode, care include un game sidebar, un mod special eSports, vedeți blocarea notificărilor, efecte vizuale îmbunătățite, frame rate adaptiv și efecte legate de sonorizare, inclusiv un soi de surround care implică niște căști. Alminteri, pot să zic că îmi place foarte mult cum arată widgeturile. Este un design artistic, are ceva de Monument Valley, dacă știți jocul, în special widget ăsta mi-a amintit de treaba asta. În sfârșit o altă abordare și vedeți, puteți trece între aplicații și widget aici într-un mod old school. Acum, old school e și zona asta quick settings, dar pe mine mă duce mai degrabă la un, nu știu, Android 7, Android 5, arată cam un în învechit partea asta, să recunoaștem. Acestea fiind zise, am cam terminat cu unboxing telefonului, el este Vivo V23 5G, un selfie phone tineresc, cameleonic, spatele schimbă culoarea expus la lumină UV și cu siguranță ne vom distra o grămadă cu el. Costă în jur de 2999 de lei în versiunea cu 12 GB de RAM și 256 GB de stocare și o să revenim cu review cât de curând v-am zis. O să avem treabă multă cu el. Cam atât la mobilistima.ro, sper că v-a plăcut treaba asta și trucul de magie cu UV de mai devreme. La revedere!